Salut, sunt Ray Lord Ries și sunt plantator de biserici aici, în Manila, Filipine, coordonator pentru plantarea de biserici în conferința noastră. Sunt implicat în plantarea de biserici de 7 ani și am plantat aici o biserică tânără pentru adulți, în Manila, care are diferite locuri unde se adună. Am putut utiliza social media pentru începutul plantării de biserici. Am început să mă conectez cu oamenii din oraș prin social media, căutând grupuri cu care să mă conectez. În acest proces am găsit această aplicație numită Meetup. Are și un website. Meetup sau meetup.com este un loc în care diferite grupuri se conectează între ele. Dacă te duci acolo, dacă descarci această aplicație sau dacă intri pe site-ul lor, vei găsi grupuri meetup diferite. Așa că am început să caut grupuri cu care să mă conectez. Majoritatea grupurilor de aici sunt organizate de oameni nereligioși și seculari. Am început să mă conectez cu ei până când am înțeles că pot să înființez propriul meu grup meetup. Atunci am organizat acest grup. Grupul acesta are inițiale de la comunitate, autenticitate, prietenie și experiență. Este un grup mic. Am început să ne conectăm cu oameni diferiți. Ideea este să te conectezi cu tineri profesioniști și să deschizi o cale pentru ei să se conecteze după orele de serviciu. Așa că am început să lucrez pe Meetup și am fost surprins. Tineri, adulți tineri, au început să apară în grupurile noastre de Meetup. Ne-am conectat cu mulți tineri profesioniști. Așa a început plantarea bisericii. Prin aceasta am putut să ne conectăm cu mai multe categorii de oameni, majoritatea care nu mergeau la biserică, și cu cei secularizați. Prin această aplicație, prin Meetup, am fost inspirați să venim cu propria noastră aplicație. Așa că echipa mea, care este formată mai ales din tineri adulți și tineri profesioniști, a început să dezvolte această aplicație. Este disponibilă pentru descărcat pe telefoanele iOS și Google sau Android. Când descarci această aplicație, vei găsi o listă cu diferite grupuri care se întâlnesc în oraș. Aceste grupuri sunt conduse și coordonate de membrii noștri. Vei găsi și diferite ghiduri pentru grupuri de discuții, pentru că acestea sunt folosite de grupurile noastre care se întâlnesc în diferite locuri. Astăzi, biserica noastră folosește social media pentru a se conecta cu mulți oameni. Avem întâlniri pe grupe mici în Zoom sau Google și facem cunoștință cu mulți oameni noi prin social media. Vreau să mă întorc azi acasă, în casa iubirii de sus. Cerul e plin de lumină.
Cu drag vă salutăm din nou, dragi prieteni, și vă zicem bun venit la emisiunea În Esență. Cu această ocazie continuăm studiul și aprofundarea subiectelor legate de făgăduințele lui Dumnezeu și anume prin prisma legământului celui veșnic al lui. Astăzi vom studia tema numărul 7 cu titlul Legământul cel de la Sinai. Pentru aceasta, invitații noștri în platou sunt pastorul Anatolie Tănase, doctor în teologie, bun venit! Mulțumesc mult, e o onoare pentru mine! Mă bucur să vă revăd în platou. Bun venit, spunem prietenului nostru, lui Adalbert Mistreanu, care este student la Universitatea Tehnică din Republica Moldova. Bun venit! Mulțumesc pentru această invitație, este de asemenea și pentru mine o onoare astăzi fiu alături de voi aici. Vă mulțumesc pentru răspunsul pozitiv la invitație. De asemenea, slujitorul bisericii, Șochin Alexandru, care este magistru în teologie, este alături de noi și vă zic bun venit și dumneavoastră, Alexandru. Da, mulțumesc mult din suflet! Prieteni, fiindcă avem un subiect foarte, foarte important, dorim să implorăm prezența lui Dumnezeu înainte de a începe studiul care ne stă în față. Rog ca Adalbert să înalți o rugăciune împreună cu noi, implorând prezența lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, în acest moment în fața Ta, ne smerim cu inimile în fața Ta și Te implorăm astăzi să fii alături de noi. Binecuvântează-ne cu prezența Ta, binecuvântează-ne de asemenea spectatorii care astăzi se uită la noi și Te rugăm ca să ne dai înțelepciune ca să putem să înțelegem cuvintele prețioase care ne le-ai lăsat. Am rugat numele lui Iisus Hristos. Amin. 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 Dragi prieteni, dacă până în prezent am studiat legământul încheiat cu Noe, legământul cu Avram, încheiat din partea lui Dumnezeu, astăzi pătrundem în esența legămintelor prezentate în Sfânta Scriptură, și anume legământul de la Sinai. Interesant e că muntele Sinai are o conotație specială, fiind că oameni din toată lumea se grăbesc să ajungă acolo pentru a vedea ceva. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, legământul de la Sinai, asociația cu Sinaiul, care este? Ce puteți spune? De ce oamenii se grăbesc să ajungă acolo? Și care e contextul istoric acestui titlu? Vă rog. Ceea ce eu ne aduc aminte, mi se pare că muntele Sinai, din toți munți care sunt în regiunea aceea, este cel mai înalt. 2200 de metri. Sunt și detalii. Da, Dumnezeu a ales acest loc ca să arate prezența sa și maestria sa, cât de înalt este el. Vă mulțumesc, sunt și alte
concepție referitor la acest subiect? Ca orice loc unde a umblat sau unde a fost prezența lui Dumnezeu sau în același loc care a fost Iisus Hristos, rămâne un loc de pelerinaj pentru creștini. Și oarecum tot dorești să ai o legătură cu acest loc, poate că cumva te apropii de Dumnezeu sau cumva te aduce în atmosfera în care a fost atunci poporul evreu. Vă mulțumesc. Muntele Sinai. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Vă rog. Vedeți că Muntele Sinai e interesant prin faptul că e și o minune naturală. Pentru că pe un platou de pustiu se înalță ceva. E un platou în care Dumnezeu se revelează și pentru popor ca și cum este o ridicare, iar ceea ce s-a întâmplat în istorie este revelația lui Dumnezeu. Lucrul acesta contează. Da, este numit Munte Sfânt, este, așa cum s-a dus aminte, este pelerinaj pentru toată lumea. Sunt, mi se pare că acolo și mănăstiri, deci niște locuri de închinare sfinte, considerate. Vă mulțumesc. Până în prezent sunt pietre, stânci, nisip, dar oamenii se grăbesc acolo pentru că, după cum ați spus, a fost revelația lui Dumnezeu. Dacă ați dori să ne spuneți ce vă sugerează acest titlu, Legământul de la Sinai? E un legământ, e un lucru care e deosebit, în care Dumnezeu nu numai că s-a descoperit, dar s-a descoperit poporului în care i-a invitat să intre într-o legătură, într-o relație. Vă mulțumesc! Pentru mine, legământul de la Sinai este cea mai mare binecuvântare care Dumnezeu a dat omenirii. De ce? În acest legământ Dumnezeu a dat în limbajul evreiesc Tora. S-a revelat detailat în porunci și legi care ne dau nouă reflectare a caracterului Dumnezeu. Îmi place de aici, aș vrea puțin mai detaliat. Adică, ce s-a întâmplat înainte de a ajunge la Sinai? Cum intervine Dumnezeu? Contextul istoric, puțin, dacă ați vrea să descrieți pentru spectatorii noștri. Deci până în momentul dat, poporul evreu se afla în robia egipteană, aproape 400 ceva de ani, era sub o altă religie, sub alte legi, era cumva constrâns înși de poporul egiptean și aici Dumnezeu face o minune, îi scoate din poporul Egipt, îi scoate din robie și îi duce spre muntele Sinai. De asemenea, în pustiu mai are loc careva minuni, care ei le văd cu ochii lor și merg spre acest punct culminant al lor. Ce este așa mai interesant, că foarte mult, 400 de ani de religie străină sau de ceva deosebit pentru ei, a lăsat o amprentă foarte mult și a fost necesitate de acest drum pentru a-i pregăti însuși pentru acest legământ. Mulțumesc frumos! Deci, de la robie la eliberare și toate acestea legate de evenimentul de la Sinai. Ați dorit să adăugați ceva la ce le spuneți? Citim în Sfintele Scripturi, creațiunea, potopul, sunt lucruri care vădite, pulsează și uneori ți este greu să crezi că așa ceva a fost. Sinai, Dumnezeu coboară pe muntele Sinai, El se topește, așa spune Sfintele Scripturi în original, și Dumnezeu se descoperă. E un eveniment major nu numai pentru poporul ăsta care se numește evrei, pentru că unii consideră că ceea ce a fost acolo a fost pentru evrei, doar pentru ei. Scuzați-mă, nu cred că noi evreu sau Adam evreu sau Dumnezeu e evreu. Și a creat evrei. Vă mulțumesc, pastor Anatolii. Mă gândeam la armata egipteană. Exista un arsenal mai puternic decât puterea Egiptului în acel timp? Deci, pe momentul cel, Egipt era cea mai dezvoltată civilizație din lume pe acel moment. Erau cel mai puternic arsenal și cele mai performante utilaje de armată, cei mai iscusiți oameni care erau pregătiți să ducă lupte erau atunci în Egipt. Mulțumesc, Adalbert. Mă gândeam, putea să-și imaginezi cineva eliberarea dintr-o asemenea robie? Nu mai mult minunat. Din perspectivă umană. Da, imposibil. Și acum intervine Dumnezeu. Vă rog să citim textul 4 din capitolul 19 a cărții Exod din Vechiul Testament, a doua carte a Bibliei. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus aici la mine. Vă mulțumesc. Care expresii vi se par forte în acest text? Sigur că se pericletează
Deci aripi de vulturi. Și lucrul acesta îl vedem și în Deuteronom. Ce va trebui să explicăm telespectatorilor noștri ce înseamnă Deuteronomul. Deuteronomul, de fapt, este explicație, este predică, predica lui Moise. Și el dezvăluie mult mai mult în capitolul 32 ce înseamnă cu vulturul, îl scutură cuibul. Vreau să spun, interesantă expresia aceasta și formulele pe care le folosește chiar Moise. El era foarte greu savanților, în mod special ornitologilor, adică cei care învață, știu, comportamentul păsărilor, zic, domnule, nu poate să fie. De unde știu ei ce s-a întâmplat? De unde știe Moise? De ce Dumnezeu spune lucrul acesta? Ce este cu vulturul? Care scutură și nu știu ce? Până nu au avut dovezi, au filmat cum vulturii învață pe puii săi să zboare. Și lucrul acesta îl cunoșteau oamenii de atunci, deci poporul, de aceea și Dumnezeu le spune în limba lor, așa cum este vulturul care, pentru că și poporul se gândea că este aruncat de pe stâncă și este în gol, cade, dar nu este așa. Dumnezeu, ca vultur, ca tată, ca părinte, i-a salvat și i-a ocrotit, i-a adus aici. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, ați vrut să continuați, să vă rog. Da, să începe, Dumnezeu vrea să intre în legământ cu Israel. Și el începe cu cuvintele, ați văzut. Deci ați avut experiență cu mine, cum în mod minunat v-am salvat. De ce Dumnezeu apelează la această experiență? El dorește ca popor, prin experiența aceasta, impresia puterii care au avut ei, cum au fost izbăviți, salvați din mâna Egiptului, să îndemne de bună voință, să dorească să fie în legământ cu Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Deci, câteva imagini sunt folosite pentru a prezenta eliberarea și una dintre este imaginea vulturului. Care caracteristici din viața vulturului sunt atât de importante și îl prezintă și pe Dumnezeu cumva ca pe lângă ceea ce a spus deja domnul pastor Anatolie? Deci, mama vultur vrea să învețe puiul să zboare, așa, să simte libertatea zborului. Dar pentru aceasta este nevoie să ieși din cuib. Din zona de confort. Din zona de confort. Într-un sens anumit, evreii când au fost în Egipt, ei au avut casă, au avut mâncare, au avut cuibul lor. Dumnezeu vrea să scoate din acest cuib ca să guste, să cunoască zborul libertății. Și Dumnezeu a purtat de grijă ca mama vultur, când puiul poate ceva nu reușește în zbor, și mama vultur dintr-un moment poate să prindă pe acest pui și să ajute înapoi iarăși să zboară. Deci exact la fel procedează și Dumnezeu cu poporul său, da? Așa. Da, eu aș avea altfel puțin poate aplicație. Vă rog. Timp de 400 de ani erau în cădere și ei se simțeau că sunt în cădere goală. Mai are grijă de cineva de noi? Pentru că ei au intrat ca oameni liberi, apoi erau ca oaspeți, da, apoi liberi, s-au așezat, apoi încercarea a fost de asimila și s-au încăpăținat, au fost înrobiți, e cădere liberă. Mai este cineva, mai vine cineva ca să ne răscumpere sau să ne restabilească, ne va salva și era momentul în care, și probabil că citim în Exod la început, genocid era intenție direct, clară, mai întâi subtilă, era apoi deschis, genocid. Se pare că e terminat. Acuși vine solul și ne-a făcut praf. Și în timpul ăsta vine Dumnezeu și îi ia, și ce interesant, locul minunat și minunile pe care le face el, este că îi duce iarăși la înălțime. Vă mulțumesc frumos, domnul pastor, vreau să revenim din nou la subiect și anume, în continuare textului 4, citim următoarea expresie, pe lângă faptul că Dumnezeu poartă ca pe aripi de vultur, cel care prinde, aduce, spune, v-am adus la mine. Doriți să explicați semnificația acestei expresii în contextul prezentat? Așa cum înțelegem noi. Vă rog, da. Dacă spați. Sau cum înțelegeau ei. Da. Deci, aici când în expresia asta se mai spune v-am adus aici la mine. Dumnezeu se referă că i-a adus în prezența lui. În momentul când el a coborât pe Sinai, a fost prezența lui acolo, el l-a adus alături de el. Ei au putut să vadă, au putut vedea cu ochii lor, au putut fi parte acestui legământ. Și deci este încă așa deosebit, dacă înainte legământul se încheia cu Moise sau a fost încheiat cu Noe, vedem doar o
persoană figurează aici. Uh-huh. Dar aici tot poporul a fost participant a acestui legământ. Și când ești tu participant a ceva, este ceva mai apropiat pentru tine, uh-huh, și cumva este o sumare a celui ce tu îți asumi. Mulțumesc, Adalbert, spunea că Dumnezeu a fost prezent, dar până în prezent sau până la această situație, Dumnezeu n-a fost prezent cu poporul său? Dacă ne amintim trecerea pe Marea Roșie, poate ceilalți prieteni o să ne ajute să găsim răspuns la întrebarea aceasta. Da, dacă îți place, da? Unii comentatori au găsit așa o idee în această frază, v-am adus aici la mine. Așa, exact cum a fost prezentat. Da, deci posibil că îți face aluzie la căsătorie. Noi în Sfântă Scriptură deseori găsim locuri unde Dumnezeu face analogie între căsătoria între bărbat și femeie și legământul între el și Israel. Și cum era practica căsătoriei? Căsătoria se făcea întemeiată atunci când mirile aduce pe mireasă la dânsă acasă. Exact. Atunci s-o cați gata, ia că legământul este încheiat. Legământul este încheiat. Și Dumnezeu spune, eu v-am adus aici la mine. Ca o mireasă v-am adus la mine, ca să fiți în legământ cu mine. Deci, indirect, este o imagine foarte frumoasă a legământului căsătoriei. Aș vrea să trecem la textul 5, în același capitol. De aceea, dacă acum, dacă veți asculta de glasul meu, veți păzi legământul meu, veți fi ai mei, spune traducerea Cornelescu. Nu știu în Biblie noastră cum stă scris. Așa, la Biblie, nu? Da, așa, veți fi ai mei. Am citit noua traducere a Bibliei, noua traducere română, spune că veți fi comoara mea. Uh-huh. Ce vrea să spun Dumnezeu prin aceste cuvinte? Traducerea nouă foarte bine reflectă. Da? De fapt, originalul. Veți da. Fi ai mei, adică va fi, veți fi proprietatea mea, dar când spune despre proprietate, nu la obiecte neînsuflețite, ci din potrivă. Lucrurile cele mai frumoase, mai mult decât atât, cele mai prețios. Aici e o aluzie la faptul că Dumnezeu este gata să dea un preț inegalabil și voi sunteți, eu vă plătesc. Prețul pe care eu am să-l dau pentru voi, pentru mine sunteți cei mai prețios. Sigur că, spuneți-vă rog, ce obiecte noi de fapt prețuim atunci când le avem în casă? Deseori mi se întâmplă ca să treacă prin mână anumite obiecte. Și ce interesant că unele nu le abandonez doar pentru că am plătit. Mm-hmm. M-a costat. Mm-hmm. Și sunt de preț pentru mine. Mulțumesc frumos, mi se pare foarte importante aceste detalii sau amănunte în contextul legământului de la Sinai. Și da, dacă ați observat în contextul celorlalte legăminte, nu am întâlnit anumite caracteristici, anumite lucruri care cred că sunt vitale în acest sens. Mai e o imagine, imagine de părinte, prezentată în Deuteronomul, capitolul 1, textele 29, 30, 31. Da. Și aș cita doar expresia aceasta, unde Dumnezeu spune că Domnul Dumnezeu tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Ați dori să comentați cumva această expresie succinctă? Eu știu. Dumnezeu alege diferite imagini. Uh-huh. Da, noi vedem imaginea mamei vulturului, da, care ajută să învețe puiul a zbura. Noi vedem aici imaginea părinților care poartă pe copil în brațe. Toate aceste imagini sunt pline de dragoste, de gingășie, de îngrijire. Dumnezeu are grijă, poartă grijă de copiii săi. El vrea prin dragoste să cucerească pe poporul evreu ca să intre în legământ cu dânsul. Mi-am amintesc cuvintele Osea, unde Dumnezeu, cum să te părăsesc, cum să te las, Israel? Nu pot să fac acest lucru. Da, no, imaginele acestea sunt deseori vitale, că Dumnezeu apare ca un părinte, în cazul dată ca tatăl, pentru fiul. De ce? Pentru că el este moștenitorul, este viitorul, este păzitorul, este stâlpul. Deci este păzit, este luat în brațe chiar. Luat în brațe și dus. Dar apare și imaginea de unei mame. Exact. Și direct la sân. Deci te alăptezi, te protejezi. Și știți, mi-asta, ați văzut probabil că cum țin mamele sau părinții noi născuții sau copiii cu ambele mâini, îi îmbrățișează și îi protejează.
dacă se întâmplă ceva, îl cuprind pentru, și lucrul acesta este doar din instinctul de apărare. Aici, dacă aș dori un pic să mai adaug, Dumnezeu utilizează ceva ce este foarte apropiat pentru persoane. Dacă El ar spune că eu ca un Dumnezeu v-am condus sau că dacă nu dădea exemple ceva ce era cunoscut pentru ei, era ceva straniu poate că pentru ei, ceva necunoscut, nemai știut până atunci. Dar când se dă exemplu cu părinte, fiecare dintre noi, fie că am fost părinte, fie că ajungem în acest moment. Și este ceva... suntem copii. Da. Fie și noi simțim din ambele părți, și ca copil și ca părinte, și este ceva foarte apropiat pentru noi. Vă mulțumesc. Ceea ce ne permite să înțelegem mai bine. Exact. Vă mulțumesc frumos. Dumnezeu ne se prezintă atât de minunat încât nu-ți dai seama cum ai încercat să trăiești fără El, care te îmbrățișează, te prinde, te aduce, te scoate din robia oricare este ea. În majoritatea parteneriatelor, beneficiile pentru ambele părți sunt egale. Deci, în cazul respectiv, Dumnezeu intră într-un parteneriat cu omul păcătos, unde e inexplicabil cum o face și e o relație care începe foarte dezechilibrată. Acum, întrebarea este, cum e posibil să fim supuși lui Dumnezeu și totuși să avem privilegiul de a fi într-un parteneriat cu El. Cum credeți? Dacă îți poate o idee, deci spune textul, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Așa. Căci tot pământul este a meu. Dumnezeu, El simte stăpânul pământului din motivul că El a creat pământul. Așa. Toate popoarele aparțin lui pe temeiul creației. Dar poporul evreu devine a lui pe temeiul răscumpărării. Așa. Anume, acel fapt că Dumnezeu a răscumpărat acest popor, ei devin un popor deosebit de celelalte popoare. Și Dumnezeu dă lor acest statut pe bază răscumpărării. Vă mulțumesc, revenim la acest subiect. Aici, dacă pot să dau un pic. Dacă ne uităm în prima parte a versetului, acum dacă veți asculta de glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei. Aici așa. Vedem că Dumnezeu ne permite cumva să ajungem în echilibru în acest contract. Mm-hmm. Ne permite să păzim aceste legi și dacă le păzim, noi o să fim a Lui. Ceea ce ne permite cumva să echivalăm acest contract. Vă mulțumesc, poftim. Eu vreau să vă spun că în tot legământul îi aparține, deci în legământul și în părțile, îi aparține totul numai lui Dumnezeu. Poporul n-are nimic, este în robie. Deci Dumnezeu le dă libertate, îi dă bunăstare, îi dă valoare, orice valoare. El se investește, Dumnezeu, în ei, le dă valoare, le pune cumva într-un statut și tot El face legământ cu ei. Este un lucru impresionant, pentru că ceea ce am vorbit noi, pe aripi, ca un copil, poporul înțeles, da, tu ești cel care ai grijă de noi, da. Noi suntem doar, existăm doar datorită ție. Și în cazul acesta Dumnezeu zice, eu vreau, iată, cu tine să fac legământ. Pentru că ceea ce fac eu nu va trebui să fie ca o plată, pentru că Dumnezeu nu așteaptă, știți, sunt dator. Da. Dumnezeu nu vrea să ne îndatoreze în felul acesta, nici prin faptul că este îndreptățit. Da. Dumnezeu dorește dragoste. Vă mulțumesc frumos. Revin la textul dumneavoastră care ați citit acum, deci din Exodul 6, da? Da. Textele 6 și 7, nu? Asta ați citit mai devreme. 5. Aș dori să citim textele 6 și 7 ca să continuăm această idee. Vă rog. Când veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt, acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. Uh-huh. Vă mulțumesc. Deci prezint ideea aceasta de răscumpărare. Textele 5, 6, 7. Întrebarea este, deci, cum îl vedem pe Dumnezeu în calitate de izbăvitor? Noel. Pe lângă aceasta, ce înseamnă acest lucru? Ori Dumnezeu își cumpără înapoi poporul. De ce? Ce se întâmplă? Dacă se poate, mai întâi Dumnezeu încearcă să convingă poporul să intre în legământ cu dânsul. Da. El spune, ați văzut ce am făcut eu pentru voi. Pe urmă merge urmare. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, care va fi rezultatul? Veți fi ai mei, veți fi o împărăție de preoți și așa, și spune un neam sfânt. Iar aceste trei rezultate. Deci noi vedem că Dumnezeu n-a spus ascultați glasul meu și veți fi mântuiți. Eu v-am mântuit. Acum ascultați glasul meu ca să fiți un popor deosebit. Dar cu ce scop Dumnezeu vrea să facă ca poporul evreu să fie un popor deosebit? Scopul este simplu.
ca ei să fie o lumină pentru alte popoare. Deci Dumnezeu a salvat pe dânsii și cere ca să asculte de glasul lui, cu scopul ca să fie un popor misionar pentru celelalte popoare. Nu mulțumesc. Deci Dumnezeu salvează pentru ca să fie. Ori e și alte explicații, poftim? Vedeți, cuvântul pe care îl vorbește aici, în cazul dat, Dumnezeu își ia o funcție de goel, adică răscumpărătorul. În istorie noi știm că o rudă apropiată poate să răscumpere, are dreptul la răscumpărare. Și Dumnezeu prin imaginea aceasta dorește să zică că eu mă identific cu voi, eu sunt ruda cea mai apropiată vouă. Mai mult de atât, poporul a fost rob și acum auzea foarte bine ce înseamnă, rezona în urechile lor și în mintea lor, în inima lor, pentru că la auzul cuvintelor eu v-am răscumpărat, v-am restabilit, v-am redat din nou statutul, ei începeau să la lacrime, pentru că era vie pentru ei. Ei au fost robi, erau nimeni, nimic. Și în cazul acesta Dumnezeu este goelul. Ah, tu ești acela pe care l-așteptam nou, tu care ești liberatorul. Eu aș vrea ca să vedeți această emoție, pentru că pur și simplu noi citim, este răscumpărător, cumva ni se pare nou, știți, comercială, una afacere. Am plătit, am dat. În cazul dat, vibrația dragostei lui Dumnezeu pătrundea în inimile acestui popor. Vă mulțumesc, pastor Anatolie. Deci am ajuns chiar, probabil că, în esența subiectului în discuție. O introducere foarte bună, profundă, la ceea ce urmează în capitolul 20. Care, de fapt, este esența legământului de la Sinai? Chiar dacă noi studiem capitolele 19, 20 până la 24 inclusiv și acolo finisează cu legământul încheiat între Dumnezeu și... Însă esența la toate aceste evenimente, unde se găsește? Și de ce credeți așa cum veți răspunde? Dacă aș spune în scurt, într-un cuvânt care este esența legământului de la Sinai, da, eu aș răspunde cu cuvântul răscumpărare. Mulțumesc! Dacă foarte, foarte scurt, dar cuprinzător. Dumnezeu a salvat poporul evreu din Egipt când a spus tăiați mielul și ungeți ușierile cu sângele. Pe urmă, când Dumnezeu a întemeiat acest legământ cu poporul evreu, el iarăși a spus aduceți jertfă. Jertfă, da, arată la răscumpărătorul Hristos. Mulțumesc frumos, Alexandru. Vă rog, viziunea dumneavoastră care este? Vedeți, în a 50-a zi, da, după Paște, pe care au avut în Egipt și au ieșit. În a 50-a zi, Dumnezeu se descoperă. Ce interesant că descoperirea sa, deci cum este el, iată, eu sunt goielul, cel care te-am eliberat, 50-a zi este o mare semnificație. După Paște, 50-a, este exact același lucru. Este Paștele, Hristos este Paștele, în a 50-a zi, Dumnezeu, aceeași imagine ce a fost pe Sinai, Dumnezeu vine vuiet, da, este gălăgie, Dumnezeu vine glasul lui, se descoperă poporului, în ziua 50-a, exact același lucru se întâmplă. Este vuietul și Dumnezeu se descoperă tot în flăcări, este focul și Dumnezeu se descoperă pe sine pentru poporul care a rămas, care trebuie să facă o misiune și să-l ducă mai departe. Vă mulțumesc frumos. Mă întreb, care este rolul la Exod 20, prima parte, în contextul subiectului discutat, ori răscumpărării și a legământului de la Sinai? Știți, evreii în timpul lui Hristos întotdeauna învățau că Tora, adică legea sau revelația lui Dumnezeu, este dar al Harului. Pentru dânsii legea este Harul. Acel fapt că Dumnezeu a dat Tora omenirii, asta este un har nemeritat. Noi astăzi facem așa o contrapunere, legea se opune Harului, dar pentru dânsii însăși legea deamă este Har. Mulțumesc, Alexandru. Deci Exodul, capitolul 20, începând cu textul 1, prezintă legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Ori ați numit-o Nomos în Noul Testament, în, da, limba greacă, ori acea Toră, da, în Vechiul Testament. Dumneavoastră spuneți că legea, de fapt, este prezentarea Harului și bunătății lui Dumnezeu. Ați dori să continuați acest gând, vă rog, și dumneavoastră la fel.
Da, de asemenea, legile care sunt prezentate acolo, un pic mai înainte, în Exod capitolul 6 cu 7, vă voi lua ca un popor, spune Dumnezeu al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeu vostru, vă izbăvesc. De asemenea, aici este o prezentare a plinătății lui Dumnezeu și însăși legământul care arată în a patra poruncă, vedem însăși acele deosebiri care trebuie să facă, să arăte că este un popor sfânt, că este un popor deosebit față de alții popoare. Trebuie să arăte prezența, legătura asta dintre un popor și Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Da, încă spate un gând. Da, poftim. Deci, când noi auzim cuvântul lege, la noi deodată se face asociere cu reguli, porunci, interdicții. Da. În limba ebraică, Tora, învățătura, ea nu înseamnă numai legile sau regulile. Uitați-vă că cum spune la Exod 19 cu 4, ne întoarcem la acest text. Ați văzut ce-am făcut. Deci legea are și aspectul istoric. Legea arată ce-a făcut Dumnezeu pentru noi. Nu numai ce noi trebuie să facem, dar ce face Dumnezeu pentru noi. De aceea eu încă o dată vreau să subliniez acest gând, că Sinaiul este descoperirea sau revelația a răscumpărătorului. Ce a făcut Dumnezeu ca răscumpărător pentru noi? Mulțumesc, pastor Anatolie. Cât de important este această frecvență, această secvență, deci, în contextul legământului? Dacă privim toată dinamica despre care vorbim noi, ar trebui să observăm că până la Sinai, adică până la capitolul 20, este descoperirea lui Dumnezeu pe Sinai și după lucrurile se pericletează și am spus încă anterior lucrul acesta. Este poruncile, scuzați-mă, jertva prin care se încheie, același Paște. Și trebuie să înțelegem că poporul este răscumpărat din Egipt prin jertfă, apoi este pregătit, apoi este învățat, descoperirea lui Dumnezeu și continuă în continuu. Deci Moise iarăși din nou primește explicațiile la cum este Dumnezeu și ratificarea deja cu poporul. Îi se explică, iarăși din nou se pune întrebarea, vreți să intrați în legământ cu acest Dumnezeu care s-a descoperit? Dumnezeu a spus, da, sunt de acord. Numai că este un lucru foarte interesant pe care noi trebuie să-l înțelegem. Nu poate nimeni să intre în relație cu Dumnezeu dacă nu intră în relație salvatoare, mântuitoare. Pentru că Dumnezeu când s-a descoperit pe sine, cele 10 porunci pe care vorbim noi, poporul s-a văzut, stai puțin, cu el, asta e regula de joc, asta e regula de viață cu Dumnezeu, asta e regula cum pot fi eu cu Dumnezeu. Mulțumesc, pastor Anatolie. Nu vi se pare important că Dumnezeu nu vine în Egipt și spune, uite, 10 porunci, da, sigur, le păziți, veți fi eliberați. Încălcați, niciun fel de eliberare nu se... Legea oferă Dumnezeu după procesul discutat mai devreme, eliberare. Despre ce vorbește acest lucru? Deci, dacă pot un pic să intervin. Deci, însăși, de la creare Dumnezeu pune principiul de libertate. Pomul din Edem arăta la libertatea omului, libera lui alegere. Dumnezeu ar putea să facă, cum a spus dumneavoastră, dar asta nu prezenta o libertate pentru poporul evreu. Când Dumnezeu i-a scos, i-a pus într-o poziție, le-a dat un statut, ei au libera alegere. Deja puteau să aleagă din propria lor credință, propriul lor convingeri, să urmeze pe Dumnezeu, nu cumva că să mă eliberez ceva, să mă constrângă să fac această alegere. Erau liberi în această alegere. Mulțumesc. Restabilirea libertății, despre care vorbește colegul meu. Așa. Restabilirea libertății pentru ca ei din nou să aleagă. Și tu ești liber să alegi. Când ești rob, nu ai tu prea mare opțiuni. Vă mulțumesc. Acum, rolul și destinația legii. Care este? Ca omul se simte liber. Am citit în Wikipedia ce înseamnă pentru un european să fie liber. Și acolo se dă așa o definiție, a împlini legea. A avea drepturi și a împlini legea. Deci dacă împlinești legea, tu te simți liber. Legea te face să fii slobod. Mulțumesc frumos. Putem? Din nou voi repeta. Noi trebuie să înțelegem că acele 10 porunci este descoperirea naturii lui Dumnezeu. Cine este El și cum noi putem să ne raportăm cu El, cum putem să intrăm în relație cu El. De exemplu, cu un astfel de Dumnezeu care prezintă, așa cum în capitolul 20, eu vreau să trăiesc veșnic. Mulțumesc. Și caut așa o societate. Și eu sunt gata să împlinesc toate cerințele, toate regulile pe care mi le spune El.
pentru că eu vreau să fiu salvat și trăiesc veșnic cu acest Dumnezeu. Vă mulțumesc. Aici, dacă pot să adaug acum din partea tineretului, așa, foarte multe persoane caută foarte multe așa cărți motivaționale sau cumva care se deschidă așa un larg în viață și care se prezinte succesul în viață sau așa viața ideală care putem să o pregătim. Însă și eu în capitolul 20 văd instrucțiunile pentru o viață chiar ideală care este prezentată de Dumnezeu. Dacă, cum a spus Dumnezeu, păzim legământul Lui, chiar să avem o viață ideală, o viață fără păcat, viață fără dureri. Din ceea ce ați expus până în prezent, înțeleg că legea nu limitează, nu îngrădește pe om, ci dimpotrivă garantează libertatea, fericirea, prosperitatea. Și dacă toată lumea ar trăi conform regulilor, caracterului care îl prezintă caracterul lui Dumnezeu, atunci noi am fi probabil că am trăit ca în rai. Așa. Și de fapt asta dorește Dumnezeu pentru toți locuitorii Pământului. Vreau să revenim un pic la capitolul 19 din Exod, textul 8, unde atunci când Dumnezeu prin Moise adresează așteptările sale și prezintă condițiile legământului, poporul răspunde: vom face tot ce a spus Domnul. Interesant că în capitolul 24, unde deja se implementează, ori are loc încheierea legământului respectiv. Rectificarea legământului, exact. Interesant că acolo de câteva ori, cel puțin de două ori, nu o să repete: vom face tot, vom face tot. Prin jurământ au promis poporul lui Dumnezeu. Întrebarea e, cu ce probleme se confruntă Dumnezeu după făgăduința poporului? Vom face tot. Interesant că după ce au dat acest jurământ, vom face totul ce a zis Dumnezeu, asta în Exod 19:8. Textul 9. Și Domnul a zis lui Moise: iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă totdeauna încredere în tine. Deci Dumnezeu vede care este problema înăuntru, în interiorul inimii omului. Da, cu cuvintele au răspuns frumos, corect, răsuna foarte plăcut. Vom face ce a zis Domnul. Dar Dumnezeu vedea problema interioară, problema credinței. De ce Dumnezeu a făcut așa ca să fie nor gros și celelalte evenimente naturale? Ca oamenii să aibă credință că Dumnezeu într-adevăr s-a descoperit. Mulțumesc, Alexandru. Aș vrea să menționez impresiile, concepțiile unor comentatori ai Bibliei, care consideră că promisiunea colectivă a lui Israel de a asculta pe Dumnezeu este plină de îngânfare și nechibzuință. Ori, dacă este așa, de ce? Ori am putea să sugerăm și alte răspunsuri posibile în acest context? Mai degrabă au fost așa mai impulsivi ei. Erau într-adevăr impresionați de ce a făcut Dumnezeu. Și prin această impresie au spus: Doamne, facem tot pentru Tine. Dar în adâncul inimii ei încă nu erau pregătiți. Mulțumesc. Era posibil să facă ei tot? Dumnezeu până aici, de acum încolo ei singuri fără El? Nu era într-un niciun caz posibil. Mereu era Dumnezeu alături de ei și însuși noi ca oameni suntem așa foarte neîncrezuți și foarte nesiguri. Și doar Dumnezeu ne dă această siguranță și încredere. Dar tot la ideea care a spus-o mai recent un pic, Dumnezeu înainte de asta îi propune: veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Exact. Dumnezeu le-a expus planurile care are pe viitor să facă din ei un neam deosebit și un popor deosebit. Și oarecum când știi Dumnezeu, egiptenii cea mai puternic națiune prin acel moment, distrus. Deci clar lucru ca să cred că m-aș îngânfa și eu. Mulțumesc. Ca om. Cu așa putere pe timpul cel. Vă mulțumesc, poftim, pastor Anatolie. Vedeți, din cine este compus poporul? Din indivizi. Și fiecare personal trebuia să ia o decizie individual. În cazul acesta, poporul este doar o singură persoană, prezinte ca un singur om. Și ei declară: vom face. Interesant că să nu, deci legea și aici vom face, da? Deci să nu și vom face. Ce vor face ei? De fapt, ce le stă în mâinile lor? Ce să facă ei? Ei trebuia să împlinească toate prescripțiile, învățăturile sau prescripțiile mai acolo expus pentru a fi salvați. Pentru ca să fie salvați, pentru ca să intre în relație cu Dumnezeu. Pentru ca să fie mântuiți, așa cum spune Biblia, sau salvați. În cazul acesta, cu adevărat, ceea ce spuneți dumneavoastră, cred, arată faptele mai târziu a poporului. Doar e un început. Vom face, este prea de tot.
dar vom încerca, adică vom merge după tine, vom continua. Noi încă n-am ajuns, încă nu vom realiza, dar vom merge după aceasta tine. Aceasta amintește cuvintele Mântuitorului care spune, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și apoi apostolul care zice, eu pot totul în Hristos care mă întărește. O ultimă întrebare. Deci, Biblia mereu menționează importanța faptelor. Legea, deci să nu faci, ori să iubești, ori și așa mai departe. De ce totuși ele nu sunt suficiente pentru a fi salvați, ori, conform Bibliei, mântuiți? Da. Vedeți că poruncile despre care vorbim noi, multe lume le confundă ca reguli pentru salvare. Da. Este greșit. Acestea îl prezintă pe Dumnezeu, care oferă salvare, care face salvare. Și salvarea pe care noi o descoperim este un substitut. Dumnezeu ia asupra sa, iar pe noi ne invită ca să trăim sau să fim asemenea Lui. Și poruncile, de fapt, prezintă cum să fie asemenea Lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, pastor Anatolie. Frumos spune Apostolul Pavel în Romani 6:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Un profesor de-al nostru, domnul Falovechi, dacă vă amintiți, cu ocazie, transmitând mesajul acesta despre Dumnezeu și omenirea căzută, a desenat un om din litera P și a zis, păcat. Colegii s-au revoltat, s-au ridicat, nu suntem de acord. Păi, suntem după chipul. Și spune, de atunci, păcat. Tot ce este omul, asta e. Dar căpătăm o altă valoare, conform textului următor, 24, și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul, ce aici s-a vorbit până acum despre legământul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Evident. Înțeleg corect că harul merge mai întâi și apoi legea vine după el, care ne ajută ca să rămânem în siguranța acestui har, da? Vedeți că discuția sau conflictul ăsta dintre har și lege este, eu cred că, creat artificial. Așa este. În teologie și în mințele multor oameni. Da. Mai ales în conflictul ăsta care îl descoperă. Legea despre care vorbim noi, lege, evident că el a venit de la Nomos, din varianta Septuagintei greacă, unde ne prezintă gard, ne prezintă o... interdicțiile. Da, exact. Pe când nu este așa, în principiu. De ce? Pentru că Dumnezeu se descoperă pe sine. Legea asta, descoperire, este învățătură cum să fii salvat. Și ea ne indică, de fapt, da, cine nu suntem. Da, exact. Nu sunt regulile care să-ți facă salvarea, ci dimpotrivă, îl descoperă pe Dumnezeu care face salvarea. Exact, așa. Care te salvează. Și eu mă conformez după poruncele pentru ca să fiu salvat sau pentru că sunt salvat. Mulțumesc, pastor Anatolie. De asemenea, legea înțeleg că ne indică la noi înșine. Privindu-ne în oglinda legii, vedem cine suntem, comparându-ne cu el prea departe și tinzând a petrece timp în preajma lui, a fi asemenea lui, cu ajutorul lui. Deci, prin credința în Iisus, noi devenim pas cu pas altfel de oameni, reflectând, permanent reflectând. Permiteți-mi să prezint o chestie, dacă îmi permiteți. Da, poftim. Domnul Hristos învăța. Ce învăța El? Ceva straniu, ceva străin? El, care este Harul, Cel care împlinește Harul, Cel care oferă Harul, Cel care a murit în locul, și asta este Harul. Vorba Lui și învățătura Lui este Har. Și ceea ce învață El este conform întregii învățături, întregii tore sau legi, dacă vreți, nomosul. Și nimeni nu pune problema asta. Că Domnul Hristos a zis El porunci noi, dacă vreți, poftim, nicio problemă. Nu vreți cele 10 porunci? Da, predica de pe munte, luați împliniți-o. Și împliniți? Legea. Da. Vă mulțumesc, prieteni. Da, dacă ultimul gând aș putea să spun. Deci aveți ocazia, 30 de secunde fiecare, să expuneți o concluzie pentru spectatorii noștri în contextul acestui studiu, așa că veți începe primul, Adalbert. Da. Deci pentru mine, în primul rând, legea, de asemenea, este încă o afirmare a celui Dumnezeu că se ține de cuvânt. Este răspuns dat la legământul lui Avram încă în capitolul 15, unde spune că eu sunt scutul tău și vei primi, și răsplata ta cea foarte mare.
Asta este. Și în al doilea rând, legea pentru mine este ca un dar, care, însuși salvarea din partea lui Iisus Hristos este un dar pentru mine care mă face să fiu fiul al său. Însă eu ca fiu aș vrea să-l cinstesc pe tatăl meu și legea este un mod prin care eu aș putea să onorez și să cinstesc pe tatăl meu. Eu ca un fiu bun ar trebui să mă port convincios ca să nu supăr pe tatăl meu. Dar însuși salvarea este ceva dat. Eu am fost numit prin har fiul lui. Mulțumesc frumos! Da, poftim? Da. La Sinai, Dumnezeu a făcut două revelații. O revelație prin legea cele 10 porunci și o revelație prin sanctuar. El a dat poruncă să fie făcut sanctuar și sanctuar este un machet de planul lui de mântuire. Și de aceea Dumnezeu s-a descoperit din toate punctele de vedere. Și din partea legii, și din partea sanctuarului. Și noi vedem că sanctuar și legea complexează una pe alta. Mulțumesc! Vom reveni la subiectul sanctuarului la o întâlnire care urmează. Vedeți că în Sfintele Scripturii o găsesc înălțimi. Și Sinaie se încadrează în toate aceste înălțimi. Probabil că putem să vedem, corabia lui Noe, unde s-a oprit și acolo a fost legământul lui Dumnezeu. Pe înălțime unde legământul avramic, da, unde îl aducea pe jertfă Dumnezeu și se aducea pe sine și înlocuitor. Sinaiul are locul deosebit dintre toate. Mai târziu este Domnul Iisus, predicat de pe munte, schimbări, muntele schimbării și răstignirea. Apoi muntele Sionului este noul Ierusalim. Și noi observăm aceste înălțimi care de fapt revelează sau descoperă tot planul de salvare pe care Dumnezeu l-a dorit poporului Israel. Pur și simplu, pe muntele Sinai, Dumnezeu a vorbit și s-a descoperit mai mult. Vă mulțumesc, pastor Anatolii. Aș vrea să concluzionez printr-o câteva cuvinte care sunt scrise în cartea Calea către Hristos. Ellen White spune, noi nu ne câștigăm mântuirea prin ascultarea noastră, pentru că mântuirea este darul fără plată al lui Dumnezeu, care poate fi primit prin credință. Dar ascultarea este rodul credinței. Amin. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns pozitiv la invitația noastră și mulțumim lui Dumnezeu pentru că El a eliberat poporul Său, dar ei sunt cumva un model pentru eliberarea noastră a tuturor. Pentru ca să ne ofere legea de la Sinai, să încheie legământul și spun de acum încolo, vreau ca să fiți fericiți, să fiți liberi, să prosperați, să fiți prosperi. Și dacă doriți acest lucru, atunci întoarceți-vă privirile spre Sinai. La încheierea acestui studiu, vă rog, pastor Anatolii, să lăsați o rugăciune pentru spectatorii noștri, necazurile lor, provocările prin care trec. Mare plăcere. Dar și pentru cuvântul lui Dumnezeu, care urmează să fie viu și lucrător și în viețile noastre. Vă mulțumim. Îți mulțumim, Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul Sinaiului, Dumnezeul răscumpărător. Pentru cuvântul Tău, pentru descoperirea Ta, pentru harul care L-a oferit nouă. Da. Și chiar în clipele acestea te rugăm ca să binecuvântezi pe toți cei care sunt implicați în emisiunea aceasta, cei care beneficiază și sunt împreună cu noi. Să ne binecuvântezi, Doamne, pentru ca să avem salvarea Ta, să ne protejezi și să vedem mâna Ta ocrotitoare, așa cum Te-ai demonstrat pe Tine, în cuvintele din Sfintele Scripturi, ca un vultur ocrotitor. Amin. Te-am rugat toate acestea în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Dragi spectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi la această emisiune. Vă zicem la revedere până la întâlnirea următoare. Plecat
Saul era cu un cap mai mare decât ceilalți oameni și a devenit primul rege al lui Israel când avea 30 de ani. Saul a domnit 42 de ani și, în tot acest timp, a făcut multe lucruri bune. Cu toate acestea, a refuzat în mod constant să urmeze în totalitate instrucțiunile lui Dumnezeu, găsind o cale diferită, încercând să îmbunătățească ceea ce spusese Dumnezeu. Unii dintre noi suntem tentați să ne justificăm dorințele, oferindu-ne explicații lăuntrice pentru propriul nostru plan când vine vorba de zecime și daruri. A-L pune pe Dumnezeu mai întâi nu a fost ușor pentru Saul și cu siguranță nu este ușor pentru noi. Saul a continuat această cale până când Dumnezeu l-a respins ca rege. Dumnezeu a făcut un pas înapoi în protejarea lui Saul, până acolo încât îl chinuia un duh rău. Dumnezeu ne acordă libertatea de a-L respinge pe El și planurile sale, dar procedând așa, pierdem binecuvântările sale. Saul a devenit rău și și-a irosit o mare parte din energie și resurse urmărindu-L pe slujitorul său loial, David. Chiar și atunci când încerca să se întoarcă la Dumnezeu, fiind înaintat în vârstă, a folosit metode interzise de Dumnezeu, apelând la vrăjitori. Dar Dumnezeu nu vorbește prin spiritism. Apropo, nicio nouă descoperire nu poate fi primită dacă se neglijează ceea ce a fost descoperit deja de către profeții lui Dumnezeu. Când refuzăm să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în lucrurile mici, în cele din urmă vom ajunge și noi prea departe. Poate că nu L-ai pus pe Dumnezeu pe primul loc cu zecimea și darurile sau cu alt aspect al vieții tale. Dumnezeu este milostiv și, dacă mărturisești, El te va ierta întotdeauna pe loc. Saul a refuzat să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Consecințele au fost teribile pentru el și pentru oamenii din jurul lui. Dragostea lui Dumnezeu ne obligă să punem împărăția sa pe primul loc, în timp ce exemplul lui Saul este un avertisment pentru noi astăzi. Acum, când ne înapoiem zecimea și ne oferim darurile, suntem provocați să-L punem pe Dumnezeu mai întâi.
Salut, copii! Astăzi vom vorbi despre o haină specială. Text de memorat: Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Matei, capitolul 7, versetul 11. Mesaj: Dumnezeu ne dă lucruri bune pentru că ne iubește. Gândește-te la un dar îndrăgit pe care ți l-a dat mămica sau tăticul. Și Iosif a primit de la tatăl său un dar deosebit. Și Dumnezeu a făcut un asemenea cadou. Iosif și-a băgat capul în apă. Apoi și-a ridicat capul râzând și-a împroșcat apa. Era rece și plăcută. Munca de păzire a oilor, cât ținea ziua, era o treabă în care te prăfuiai din cap până în picioare. Iosif s-a scuturat. Hei, ai grijă ce faci! A țipat la el fratele său Ruben. Este cumva Iosif? A întrebat tatălor. Unde este fiul meu Iosif? Iacov avea mulți fii, însă cel mai mult îl iubea pe fiul său Iosif.
tata Iacov era bătrân și fiul acesta mai mic îi aducea multă bucurie. Iosif nu semăna cu cei 10 frați mai mari ai săi. Aceștia se certau și uneori îi făceau probleme tatălui lor. Însă Iosif era blând și spunea mereu adevărul. Era foarte vesel și îl făcea pe tatălui să zâmbească. Iosif s-a grăbit să vadă ce dorea tatăl său. Iacov avea un dar special pentru Iosif, o haină nouă și frumoasă. Era țesută din multe culori și era felul de haină purtată de conducători sau de oamenii deosebiți. Iosif și-a vârât brațele pe mânecile hainei, a mângâiat țesătura fină. Îți mulțumesc, tată, a șoptit el. Îi plăceau mult culorile acestea aprinse. Frații mai mari s-au încruntat spre Iosif. Cu ce era el mai presus? De ce primea el mereu darul de la tata? Erau invidioși și au început să murmure între ei. Într-o noapte, Iosif a avut un vis deosebit. A doua zi le-a povestit fraților săi. Eram la câmp și adunau grâul împreună. Snopul meu stătea în picioare, însă ale voastre se aplecau în fața snopului meu. Chiar crezi că ne vom închina vreodată ție? S-au mâniat ei. Din nou au început să murmure între ei. După o vreme, Iosif a mai avut un vis. Le-a spus fraților și tatălui său despre ce visase. Am văzut că soarele, luna și 11 stele s-au închinat înaintea mea, a spus Iacov. Tata Iacov l-a dojenit ușor pe Iosif. Chiar crezi că mama, frații tăi și cu mine ne vom închina înaintea ta? L-a întrebat el. Nimeni nu înțelegea ce însemnau visele lui Iosif, însă Iacov nu le-a uitat. Ani mai târziu el avea să și le amintească și să le înțeleagă. Iosif a fost binecuvântat cu multe daruri de Dumnezeu. Domnul a binecuvântat pe Iosif cu darul înțelegerii viselor. I-a dat înțelepciune și gânduri bune. Dumnezeu te iubește și pe tine și te binecuvântează cu multe daruri. El îți trimite gânduri bune. El te va ajuta mereu să faci ce este bine.
Vă salutăm pe toți cu pacea lui Dumnezeu și vă spunem bine ați venit alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În această zi avem o binecuvântată ocazie ca fiecare dintre noi să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să ne lăsăm îndemnați, să ne lăsăm învățați de adevărul Său. Dumnezeu în fiecare zi și astăzi merge în mijlocul mulțimii și caută să șoptească oamenilor prin natură, să le vorbească oricărui om prin vise, să le vorbească prin radio sau printr-o cuvântare sau o cântare. Dumnezeu de la înălțimea cerului caută să ofere oamenilor lucrurile frumoase, să trezească gândurile de speranță pe care să le pună în mintea și inima omului. Subiectul de astăzi pe care am dorit să-l abordăm este, cred că, unul care stă la temelie, care ne frământă pe noi și cred că nu de puține ori ne-am pus întrebarea aceasta. Dacă sunt sau nu mântuit? Cum să merg pe calea mântuirii? Mai am eu nevoie de mântuire, de salvare? Am eu nevoie din această lume? Pentru că privind în jurul nostru, observăm oamenii devin tot mai constrânși, tot mai stresați. Privind asupra ceea ce se întâmplă în jur, oamenii devin tot mai închiși. Își ridică privirea în sus și uneori înalță o rugăciune și strigă, Doamne, de ce? Pentru că suferința, boala, moartea, necazul, știrile acestea groaznice care sunt, trezesc multe întrebări. Și de aceea mulți și dau mâna în jos și spune, păi, dacă nu mă mai aude Dumnezeu, ce să fac? Am vrea ca împreună cu dumneavoastră să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu pentru câteva gânduri, să-L vedem pe Dumnezeu în goană după om, pe acest pământ. În Sfânta Scriptură, Cartea Psalmilor, capitolul 34, vorbește, și de aici aș vrea să începem cu versetul 8, și spune așa, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Mântuirea, salvarea, întreaga Sfânta Scriptură vorbește despre acest subiect și spune că Dumnezeu dorește viața, Dumnezeu dorește ca fiecare om să fie mântuit, El nu dorește ca nici unul măcar să nu piară. Și citind, cercetând Sfintele Scripturi, îl descoperim pe Dumnezeu care se coboară la cel mai de jos nivel ca să-l scoată pe omul din groapa păcatului. Iar în această goană, uneori ne întrebăm, păi dacă Dumnezeu este Salvatorul, iar noi suntem cei care avem nevoie de salvare, păi nu avem nicio frică, nicio grijă, căci vom fi cu toți salvați. Oare va fi posibil ca toți să fim salvați? Oare această posibilitate de a fi mântuit sau mântuit 99% înseamnă 100%? Iată aici, Dumnezeu ne spune și anume gândul acesta. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Aceasta o cere Dumnezeu de la fiecare om. În relația ta cu Dumnezeu, în relația cu mântuirea, nu contează cine sunt rudele. Rudele pot să fie spirituale sau nu. Oamenii pot să-L cunoască pe Dumnezeu sau nu. Oamenii pot să-L urmeze pe Dumnezeu sau să fie chiar împotriva Lui. Această atitudine de a fi sau nu mântuit este așa cum ne spune aici, gustați și vedeți. Așa cum gustul este ceva personal. Priveam odată pe cineva care mâncau pepeni cu miere. Cred că am mâncat cu toții și prima dată când am văzut lucrul acesta, m-am uitat, păi pepenii știu că-s buni, acri sau sărați sau într-o salată sau cu mărari, au un gust. Dar nu, și prima dată când am văzut așa cu o repulsie, m-am apropiat de masă, am zis, nu mănânc eu așa ceva, cum să-i combin? Dar mi-a spus, gustă. M-am uitat și când îi vedeam zâmbetul așa cu o poftă cei care mâncau la masă, părerea mea îmi spune că n-ar fi o combinație bună. Dar hai să încerc.
Și doar atunci când am încercat personal, când am luat acel pepene și l-am luat cu miere, și specificul și mierii trebuie să fie, și atunci când am gustat, am văzut, într-adevăr, un gust deosebit, ceva care îmi place și astăzi. Și este ceva deosebit. Exact lucrul acesta se întâmplă și în relația de mântuire. Nu pot să merg pe calea mântuirii pentru că așa mi-a spus tata sau pentru că așa mi-a spus mama. Da, este un sfat, îl pot primi, dar mântuirea este o alegere. Mântuirea este o decizie personală. Așa cum copiii pot să mănânce zarzăre verzi și după o mână, două, până când se satură și la un moment dat vin la masă și spui mănâncă și el spune nu pot că dinții mă dor. Exact așa se întâmplă și cu mântuirea. Nu-i posibil ca unul să se hrănească din mântuire și să fie mântuit celălalt. Anume acest lucru am dorit să-l vedem din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne spune, gustați și vedeți. Să vezi un lucru cu ochii tăi, să vezi ceva, o poză, o imagine, să auzi istoria cuiva care să-ți spună am fost pe un munte sau am fost într-o vacanță și am văzut o vale extraordinară, am văzut niște păsări. Da, sunt frumoase. Depinde ce păsări ai văzut. Dacă ai văzut o coțofană și atât, te-ai limitat la sau un cioroi sau poate ai văzut un fel de porumbel, nu ai văzut pe toate celelalte soiuri de porumbei care sunt foarte frumoși. Iată, atunci imaginația începe să se împlinească, să se îmbogățească și atunci omul devine mai mult atras să caute, să descopere acest loc frumos. Am vrea să vedem în subiectul nostru pe care îl abordăm, în Sfânta Scriptură, în cartea lui Samuel, 1 Samuel, capitolul 15, aici, în aceste capitole, capitolul 14-10, ne vorbește despre un bărbat, un viteaz pe care Dumnezeu l-a ales. Și pe acest bărbat îl chema Saul, iar el devine chiar primul împărat al lui Israel. Era un bărbat viteaz, era smerit, era gata de ascultare, era gata să împlinească tot ce îi spunea Dumnezeu și era foarte iubit de către profetul Samuel. Samuel își punea multă nădejde în acest bărbat vânjos. Dar atunci când citim Sfânta Scriptură, observăm biruințele, observăm cursul său al vieții și la un moment dat, când ajungem în capitolul 15, lui Saul i s-a dat o poruncă să meargă împotriva unui neam de vrăjmași amaleciți care au subjugat de multe ori, au atacat, au omorât pe poporul lui Israel și au dorit să lupte împotriva chiar a Dumnezeului lui Israel. Iar Dumnezeu a făgăduit că îi va pedepsi. Și i-a spus lui Saul, du-te, mergi și pedepsește-i. Fă lucrul acesta. Saul a mers. Dar nu i-a nimicit pe tot. A lăsat împăratul, a lăsat animalele, iar Dumnezeu a spus să omoare și animalele, toate. Tot ce era din neamul acelora. Iar în versetul 11 ne spune, Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Iată aici îl vedem pe Saul, un bărbat care a fost umplut de Duhul lui Dumnezeu, care a spus profeții, care i-a slujit lui Dumnezeu. Dar totuși, la un moment dat în viața lui cu Dumnezeu, el a luat o altă decizie. El s-a gândit posibil că eu deja sunt mântuit, eu pot să trăiesc cum îmi place. Și de ce să-mi limitez viața mea pe când eu pot trăi pe deplin, în tot răsfățul vieții mele? Iar Dumnezeu a spus, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Aici îl vedem pe Dumnezeu cu inima frântă. Dumnezeu care l-a ocrotit, Dumnezeu care ca o mamă
ca o cloșcă, l-a tot cuprins și a căutat să aibă grijă de el, până când în inima lui Saul a ajuns acel gând, dar eu pot de sine stătător să merg înainte, eu mă pot descurca în credință, iar relația cu Dumnezeu a slăbit, credința în cel atotputernic a devenit mai mică, nevoia de rugăciune a devenit tot mai slabă, iar încrederea în sine a devenit tot mai mare. Și iată aici este pericolul pe drumul mântuirii. Ah, câte lacrimi a vărsat Samuel în rugăciune pentru el! Ah, cât de mult acest profet nu l-a implorat pe Dumnezeu, a cerut, a postit, s-a rugat! Și totuși, nu că Dumnezeu n-ar fi vrut mântuirea lui Saul. Dar Saul, în mândria lui, a făcut o greșeală, nu a recunoscut-o, a făcut-o pe a doua, pe a treia și de fiecare dată se tot îndreptățea și în loc să se apropie de Dumnezeu și secretul de aici ne spune, în loc să se lase atras de Dumnezeu, el s-a tot abătut și nu a mai păzit cuvântul lui. Mântuirea. Mântuirea este un dar nemeritat. Nimeni dintre noi, de pe fața pământului, cât de bun, cât de sfânt, cât de desăvârșit ar fi, nu merită să fie mântuit. Căci toți am pierdut slava lui Dumnezeu. Toți am păcătuit. Și fie cu un păcat, fie cu un milion, toți suntem păcătoși. Iar pentru plata omului din păcat, Dumnezeu plătește prețul și vine Domnul Hristos ca să moară pe crucea Golgotei și își descoperă harul său, iar harul lui Dumnezeu care este descoperit pentru orice om e ca să-l primească, să-l accepte și în smerenie să stea la picioarele lui Dumnezeu. Am vrea să vedem o istorie biblică care de asemenea ne vorbește despre mântuire. Cartea Genezei, capitolul 5, cu versetul 22. Aici este vorba despre Enoch care l-a născut pe Metusala. Iar Sfânta Scriptură spune așa: după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Ce frumos! Sfânta Scriptură ne vorbește aici despre omul neprihănit pe acest pământ, în această lume stricată, și ne vorbește despre Enoch. Un om care îl iubea pe Dumnezeu, un om care fiecare pas, fiecare respirație era o comuniune de slavă și glorie la adresa lui Dumnezeu, era un pas al smereniei și era gata oricând ca pașii lui să-și îndrepte după voia lui Dumnezeu. Dar aș vrea să ne uităm în această istorie nu doar la acest erou, dar aș vrea să privim la Enoch ca un om al lui Dumnezeu și totodată să vedem familia lui. Iar familia lui ne este descris aici, că Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Unde sunt ei? Dintr-un asemenea om, dintr-un om care îl iubea pe Dumnezeu atât de mult, fiii și fiicele. Da, îl vedem pe Metusala, care a trăit 969 de ani și moare în anul potopului, cu puțin timp înainte de potop, moare Metusala, însă ar fi trebuit Enoch să aibă copii, nepoți, o comunitate de oameni care umblă cu Dumnezeu. Enoch n-a putut să-i oblige pe copii. El le-a arătat cât de gustos este Domnul. Le-a arătat cât de bun este Dumnezeu. Și i-a îndemnat să-i urmeze exemplul. Dar decizia lor le aparține. Și apoi când vedem generația nepoților, se pierde în umbră.
După Metusala, observăm, Sfânta Scriptură ne vorbește totuși din această spiță, ne este descris în capitolul 6, cu versetul 9, și spune așa, între urmașii lui Noe, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Observăm în această mare diferență de ani, de la Enoch până la Noe, îl vedem pe el cum umblă cu Dumnezeu, așa cum a umblat și străbunelul lui. Îl vedem aici pe Noe umblând în această lume, trăind după voia lui Dumnezeu. Și aș pune întrebarea, dar unde sunt virișorii lui? Și când citim aici, în versetul 10, Geneza 6 cu 10, 11, Noe a născut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Aici vedem starea oamenilor, starea lumii care s-a degradat și în mijlocul acestei lumi de desfrâu era totuși un om care umbla cu Dumnezeu. Iar acesta era Noe. El avea o relație personală. El a gustat ce înseamnă relația lui cu Dumnezeu, de aceea a căutat să-L slujească și să împlinească toate cuvintele lui Dumnezeu. Dar aici mai apare o întrebare. Atunci când vine ziua potopului, atunci când vin furtunile, interesant, Scriptura ne spune că Noe a mai avut frați, a mai avut surori, a avut cuscri, a avut rude. Iar în această corabie se urcă el, soția, trei fii, soțiile lor. Unde sunt ceilalți? Unde sunt frații care îl stimau, care îl iubeau? Ei erau măguliți că noi suntem în preajma lui Noe și noi ne vom salva când vom vedea ploaia. Noe este bun și ne va deschide ușa, vom intra și vom fi și noi dacă se va începe ploaia. Și aici am văzut un singur lucru. Îl vedem din nou pe Noe, singur, umblând cu Dumnezeu. El a luat această decizie ca în mijlocul lumii de oameni stricați, de rude, de prieteni și de toți, el să umble cu Dumnezeu. Mântuirea se oferă pentru toată lumea, iar răspunsul pentru mântuire vine din partea fiecăruia personal. Domnul Hristos a venit pe acest pământ, a mers pe diferite străzi și a adus mântuirea. Unora dintre noi uneori ne place să ajungem la intersecție cu Iisus. Să ajungem la un mijloc de drum unde ne intersectăm și spunem, Doamne Iisuse, ne bucurăm, bine ai venit în viața mea, îmi place această zi, astăzi am venit la biserică sau am fost anul trecut, am să mai vin. Și uneori viața noastră devine din multe și multe intersecții. Așa. Și Domnul Iisus vine, se întâlnește cu fiecare dintre noi. Dar de fapt Iisus nu dorește să stea la intersecție. Iisus dorește ca noi să mergem pe un drum cu El, pe o cale. Să umblăm pe acest drum, nu să stăm în unele locuri sau ascunși în umbră, să ne putem bucura de relația pe care o are altul, să asculte experiențele pe care, wow, frate, ce experiențe cu Dumnezeu ai avut. Dacă nu le ai și tu cu Dumnezeu, inima ta e uscată, este un pustiu. Dacă nu ai simțit aceasta, este o problemă destul de enormă. Mântuirea e oferită tuturor. Dacă îți dai seama că ești aproape salvat, înseamnă că ești sigur pierdut pe deplin. Dumnezeu dorește să-ți aducă garanția mântuirii, iar mântuirea Dumnezeu nu ți-o oferă și ți-o lasă și spune bucur-te de ea astăzi. Ci așa cum am văzut, Saul a primit binecuvântarea întâlnirii cu Dumnezeu.
dar la un moment dat s-a abătut. I-a plăcut să aibă intersecții, din când în când să se despartă. Dar îl vedem pe Enoch în contrast cu împăratul Saul. Îl vedem pe Noe în contrast cu lumea în care trăia. Ei care au dorit să umble zi de zi cu Dumnezeu. Aici este secretul mântuirii, este în cuvântul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să ne lăsăm atrași ca să fim mântuiți. În Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, Luca, capitolul 17 cu versetul 34, ne spune așa Domnul Iisus: vă spun că noaptea aceea doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Mântuirea, atunci în ziua venirii Domnului Hristos, care va veni să ia în viață veșnică, în nemurire, pe cei care l-au iubit, iar iubirea vine din inima ta personal. Aceasta nu poți să o împrumuți. Și aici vedem, va fi soțul și soția în aceeași cameră și în același pat. Și unul va fi luat. Da, dar împreună, parcă citeau, parcă, hai bine, roagă-te tu că eu stau și ascult. Unul suferea de parcă viața credinței, iar celălalt avea o plăcere. Dacă nu guști, dacă personal nu-L cauți pe Dumnezeu, ești cel mai amărât om, chiar dacă te bucuri de intersecția întâlnirii cu Iisus uneori. Te rog astăzi să-ți îndrepți privirea spre Dumnezeu, să-L cauți pe Domnul Hristos, să-L iubești pe El și să te lași condus în această lume de toată voia Lui care este descrisă, și să nu uiți că dacă soțul sau soția s-a rugat, tu trebuie să ai o relație personală cu Iisus. Atunci când ești în mașină, atunci când ești la lucru, nimeni nu-ți poate interzice ca tu să înalți rugăciuni sincere din toată inima și să lauzi pe Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu dorește să ofere mântuirea dacă dorești să o ai. În Evanghelie, în Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 3, astăzi Dumnezeu ne spune așa: de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis: ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în odihna mea că nu vor intra în odihna mea. Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt. A dorit să-i ducă în Canaan și să-i spună că vrea să-i ducă în cea mai minunată țară. Dorința lui Dumnezeu era să-i ducă în țara neprihănirii, în țara cerească, în viața veșnică. Dar ei tot drumul au murmurat, s-au tot răzvrătit și au tot încălcit cărările și în fiecare zi le plăcea intersecția cu Dumnezeu, le plăcea: Doamne, dă-ne hrană, Doamne, dă-ne astăzi apă, dă-ne pâine. Și când erau sătui, e bine acum, e bine acum. Și apoi uitau. O intersecție cu Dumnezeu nu era, căci Dumnezeu îți vorbește, te vindecă, dar nu doar atât. Dumnezeu dorește să umble cu tine în fiecare zi, ca tu să-i slujești și să fii copilul Lui. Astăzi, dacă auzi chemarea lui Dumnezeu, nu amâna, îndreaptă-ți pașii spre El. Amelia Earhart, 2 iulie 1937, zbura deasupra Pacificului. Iar glasul ei, la un moment dat, a fost: combustibilul este puțin, iar direcția este dezorientată. Caut locul unde să poposesc. Îi cam pe aici, dar nu-l găsesc. Peste câțiva ani a fost declarată decedată, pentru că din ziua aceea a dispărut în marele, în imensul ocean. Așa este viața noastră.
plini de viață, trăim și noi ca Amelia, zburând, încercând să facem înconjurul lumii, dorind să cucerim lumea, să facem de toate, să le gustăm pe toate. Și la un moment dat, te uiți în familie, te uiți la ce ai realizat și ajungi cu o direcție dezorientată. Și te întrebi, de unde vin, încotro merg. Și realizezi că tot ce ai încercat să aduni nu este decât lucruri care putrezesc, care se strică, care ruginesc. Și inima rămâne atunci goală, pentru că un lucru trebuia să-l cauți, mântuirea. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Astăzi, dacă vezi că inima ți este dezorientată, spune, Doamne, ajută-mă să umblu și eu, să caut să am o viață strânsă, să nu mă mulțumesc cu o experiență din trecut, ci astăzi să mă las atras de tine și să umblu și azi și mâine și ca Enoch și în veci. Amin. Am dorit acum să ne consacrăm inimile în mâna lui Dumnezeu și să rugăm pe El ca să ne modeleze, să ne sfințească și să ne ajute să umblăm pe calea mântuirii. Dumnezeul cerului și al pământului, mulțumim pentru Sfânta Scriptură, mulțumim pentru că prin ea dorești să trezești conștiința noastră. Ne șoptești atât de dulce, atât de iubitor, de atâtea ori, Doamne, ne tot chem și glasul Tău ne cheamă ca să ne oferi binecuvântarea mântuirii. O, Doamne Iisuse, ajută-ne să nu ne mulțumim cu o intersecție cu Tine. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să nu ne mulțumim doar cu o vindecare și cu un răspuns la o rugăciune din viața aceasta, ci ajută-ne să fim tot mai dornici, așa cum suntem după aer, să fim tot mai dornici ca să avem o relație zilnică cu Tine. Glorie și slavă, cinste și onoare vrem să-Ți aducem, Doamne. Ne ajută să creștem în dragoste și în smerenie și în ascultare de cuvântul Tău. Lăudat să fii Tată, Fiu și Duh Preasfânt în veci. Amin. Din slăbiciune și moarte.